Statele Unite au luat decizia finală de a extinde perioada de dislocare a unei brigăzi a diviziei 101 aeropurtate din România cu încă 9 luni, începând cu luna aceasta, potrivit The New York Times. Așadar, cei 4.000 de militari care se află deja în țara noastră vor fi înlocuiți de o altă brigadă sosită din Statele Unite, din aceeași divizie. În plus, ofițerii de stat major și un general major din Statele Unite vor fi trimiși la noi pentru a comanda trupele și Franța și Germania își întăresc prezența militară în estul Europei. Emmanuel Macron și Olaf Scholz s-au întâlnit duminică la Paris, unde au decis că vor întări securitatea și capacitatea de apărare a Uniunii Europene prin exerciții militare în România și Lituania. Ce înseamnă aceste mișcări în actualul context, ne explică Ion Petrescu, analist militar. Bună ziua, domnule Petrescu! Să rămână, mulțumesc mult pentru invitație! Ce semnale transmit aceste decizii? În primul rând, trebuie să clarificăm o situație. Datorită războiului din Ucraina, a apărut hotărârea Alianței Nord-Atlantice de a întări flancul estic al NATO. Așa s-a ajuns la situația prin care batalioanele inițiale existente ale Alianței în Estonia, Letonia, Lituania și Polonia au fost completate cu batalioanele înființate ulterior în Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria. În plus, summitul NATO de la Madrid a decis ca efectivele acestor 8 batalioane să se ridice la nivel de brigadă și să participe la întărirea defensivei țărilor menționate și trupe americane. În cazul țării noastre, dislocarea unei brigăzi în Dobrogea de elită, cu misiunea clar declarată de a interveni la decizia Pentagonului acolo unde îi se va cere, este un act normal care arată hotărârea Statelor Unite ale Americii de a apăra orice centimetru din teritoriul NATO și România face parte din teritoriul NATO și în același timp determinarea lor de a fi în prima linie. Este firesc ca trupele dislocate pe baze rotative în România, dar și în alte zone, să fie înlocuite de trupe de mărime similară cu aceeași capacitate de luptă, de aceea asistăm, vom vedea la venirea unei brigăzi din aceeași divizie FAIMAS 101 aeroportate, care vor prelua misiunile de antrenament în comun cu trupele române în Dobrogea și menținerea capacităților de a acționa la ordin acolo unde li se va cere. Pe de altă parte, și Emmanuel Macron și Olaf Scholz s-au întâlnit duminică la Paris, unde au decis de asemenea că vor întări securitatea și capacitatea de apărare a Uniunii Europene prin exerciții militare în Lituania și România. Da, dar cu precizarea că ambele state sunt membre ale Alianței Nord-Atlantice, aceste exerciții se vor face cu acordul, sprijinul și participarea celor care răspund de defensivele naționale în zonele menționate de dumneavoastră și e vorba de trupe aliate. Deci atunci când se vor desfășura aceste exerciții în România, este vorba de relația bilaterală a României ca țară membră NATO cu Franța și Germania, care sunt state membre ale Alianței Nord-Atlantice. În acest context se poate vorbi și de întărirea defensivei europene, dacă ne referim aici la comunitatea europeană democratică, pentru că la est de flancul NATO se află fosta comunitate sovietică, o zonă care este afectată puternic de dorința Federației Ruse de a-și extinde teritoriile în fostele republici sovietice socialiste, acum în Ucraina, dar în vizor sunt avute în vedere și Republica Moldova și țările baltice.